De la 1 august, părinții asigurați au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copiilor cu afecțiuni grave până la 18 ani, nu până la 16 ani, cum a fost până acum. În cazurile în care eliberează concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, medicul trebuie să facă și un plan de urmărire a evoluției bolii, cel puțin cu indicațiile terapeutice și igieno-dietetice pe care bolnavul este obligat să-l respecte. Certificatul va fi acordat în cel puțin 2 etape pentru fiecare episod de boală. Dacă pacientul nu se va putea deplasa la cabinet, medicul va fi obligat să meargă să-l vadă acasă pentru a-i urmări evoluția bolii. Cum se va aduce neurologul din spital să-l vadă pe acel pacient care este izolat într-o regiune greu accesibilă? Vă aduceți aminte acum vreo 10 ani când este înființată poliția concediilor medicale? Se pare că guvernul face tot fel de remake-uri la filme proaste. Ordonanța care stabilește aceste reguli prevede amenzi de până la 11.000 de lei pentru medici, dar și pacienții riscă să fie sancționați. Nu faptul că am scris că trebuie să bea apă la 3 ore, ci modul în care am scris poate să fie un motiv de imputare a concediului. Gândiți-vă câți medici vor mai fi dispuși să elibereze concedii medicale. Din start se prezumă că pacientul își ia concediu medical într-o cârdășie cu medicul ca să fraudeze sistemul. Prin asta nu facem decât să-l forțăm pe medic să aibă un comportament abuziv împotriva pacientului. Deci îi va fi teamă să se dea unui pacient dreptul său. Concediul medical și indemnizația aferentă trebuie să urmărească un scop foarte clar și anume crearea condițiilor pentru ca cei care se află în aceste situații să se poată recupera sub supraveghere medicală. Potrivit ordonanței de urgență, asigurații care vor merge în interes personal în zone despre care știau că sunt cu risc epidemiologic, iar la întoarcere vor fi obligați să intre în carantină, vor primi indemnizație de concediu medical doar pentru 5 zile în loc de 14 ca până acum. Este o măsură în principal de responsabilitate și responsabilizare. Dacă se întâmplă ceva în timp ce sunt acolo și cazurile escaladează subit, sigur, se poate avea o discuție privind măsura în care această informație putea fi cunoscută anterior sau nu. Luăm din drepturile elementare ale cetățeanului. Nu este acceptabil așa ceva. Vor fi mai mici și indemnizațiile de concediu pentru incapacitate de muncă primite de persoanele fără venituri care se asigură opțional, fiindcă baza maximă de calcul se reduce la cel mult 3 salarii minime. Astfel, dacă până acum puteau primi peste 20.000 de lei pe lună în caz de urgențe plătite 100%, indemnizația maximă va scădea la aproximativ 5.000 de lei pe lună. Scopul ordonanței este de a se diminua sumele plătite din bugetul de asigurări de sănătate pentru concediile medicale. Șeful CNAS spune că dacă la finalul anului trecut casa avea de achitat concedii medicale de aproximativ 2,4 miliarde de lei, soldul a crescut la 2,9 miliarde, deși s-au făcut plăți masiv, iar bugetul trebuie reechilibrat.